Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E val de caniculă din nou. Al câtelea val de caniculă de anul ăsta? Ne-am plictisit. Păi valul ăsta e tot un val. Eu, mie, mi se pare că e primul și nu s-a oprit. Da. Meteorologul Silviu Grigore la telefon. Bună dimineața, Silviu. Dimineața, Silviu. Bună dimineața. Vă auzeam vorbind despre răcoare. Nici gând săptămâna Nici gând. Aceasta. Da? Da, o cupolă de căldură, îi spune, nu? O cupolă. Asta e un termen. Cupola de căldură e mai recent. Adică da, acum 10 ani... Da, este un termen pe care noi l-am adoptat în țară, da, pentru că, evident, provine din... terminologia engleză, dar dincolo de toate acestea e vorba despre un fenomen pe care îl cunoaștem și îl cunoaștem foarte bine, doar că în ultimii ani, în ultimele decenii, îl resimțim poate mai des, adică vorbim despre un val de căldură și care durează mai mult și durează mai mult. Că, da, adică... De data aceasta chiar este un val de căldură prelungit și care se va intensifica. Practic putem spune că el a debutat pe parcursul zilei de ieri, au fost 36 de grade la umbră în câteva localități din sudul țării, inclusiv în capitală, au fost temperaturi real resimțite chiar de 40 de grade, dar începând de astăzi și până cel puțin, și subliniez acest lucru, la finalul acestei săptămâni, acest val de căldură va fi persistent, prelungit și chiar se va intensifica. Ce înseamnă se va intensifica? Spre exemplu, astăzi maximele vor fi cam între 30 și 38 de grade, mâine chiar aproape de 39 de grade. Te refer la sudul României. Evident, canicula va fi de interes nu doar în sudul României. Practic, astăzi va fi caniculă în vest, în sud, în sud-est, dar și în estul țării, în jumătatea de sud a Moldovei. De fapt, acestea sunt zonele în care este valabil o atenționare cod galben din cauza disconfortului termic determinat de temperaturile ridicate și în acest context, evident că disconfortul termic va fi unul extrem de ridicat. Acel indice temperatură umezeală pe care deja îl cunoaștem va atinge și va depăși pe areale importante pragul critic al disconfortului 80. Spuneam că în zilele următoare tendința este de ușoară intensificare a acestui transport de aer tropical dinspre nordul Africii. Prin urmare, foarte probabil că în a doua parte a săptămânii să atingă temperaturile maxime, valori la umbră în jur de 40 de grade și poate chiar ușor peste 40 de grade la finalul săptămânii, ceea ce înseamnă temperaturi real resimțite chiar aproape de 44-45 de grade. Dar canicula va cuprinde practic aproape toate regiunile, cel puțin regiunile de câmpie și de podiș vor fi acele regiuni în care temperaturile maxime vor atinge și vor depăși 35 de grade, 35 de grade fiind pragul vremii caniculare, dar disconfortul termic va fi accentuat și din cauza faptului că urmează nopți tropicale. Nopțile tropicale sunt acele nopți în care temperatura minimă nu coboară sub 20 de grade, ba mai mult, spre exemplu, în zonele de vest, în zonele de deal, din vestul țării, dar și în sud-est, mai ales pe litoral, vor fi valori minime care nu vor fi mai mici, nu vor coborî sub 25 de grade și acesta este motivul pentru care spuneam anterior că nu trebuie să vă gândiți la o răcoare care să vă bine dispună, dimpotrivă, disconfortul termic va fi unul foarte accentuat. Și evident, toate acestea vor avea efecte și asupra altor sectoare, spre exemplu în agricultură, în zonele acestea în care canicula este persistentă și chiar se va intensifica, evident starea de secetă extremă se va accentua și se va extinde. Și apropo de vacanță, să nu uite ascultătorii noștri de faptul că deși își vor dori să se răcorească la piscină sau pe litoral, radiația ultravioletă este foarte intensă și pericolul este unul real. Cât va ține acest val de caniculă? Cât estimați că va ține? Deocamdată, din datele pe care le avem, până aproape de sau include și începutul săptămânii viitoare. Cu alte cuvinte, cel puțin o săptămână începând de astăzi. Și la finalul lui anticipați vijelii, furtuni? Evident că da, evident că da. Întotdeauna au o schimbare mai rapidă a masei de aer. În cazul nostru, acestei mase de aer tropical cu o masă de aer care avansează de regulă dinspre vestul sau nord-vestul continentului, se petrece o declanșare de fenomene asociate instabilității atmosferice, de regulă, așa cum ați văzut, destul de violente. Dacă până la începutul săptămânii viitoare precipitațiile vor fi relativ puține, ulterior e foarte posibil ca odată cu accentuarea instabilității atmosferice furtunile să revină. Până atunci însă ploi vor fi de interes doar prin regiunile montane,
averse, în general slabe cantitativ, însoțite de rafale de vânt, descărcări electrice, dar pe parcursul zilelor următoare vor mai fi în zone în care izolat mai apar averse. Spre exemplu, în Crișana, în Maramureș, astăzi, mâine, după aceea, miercuri, vorbim și despre sud-est, dar, în principiu, instabilitatea atmosferică se accentuează mai spre finalul săptămânii, doar în regiunile vestice, nord-vestice și la munte. Săptămâna viitoare vă propun să revenim cu actualizarea acestor date ca să nu anticipăm într-un mod mai puțin realist. Mulțumesc. Dar cu certitudine, schimbările vor fi semnificative. Mulțumesc foarte mult, Silviu. A fost meteorologul Silviu Grigore, în direct în Deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.